O bună dimineața, România! Când ești prost, adică ignorant, adică vorbești din auzit, ți-am bârfit astăzi, bârfitoarea ce. Că te-ai născut prost. Prostia imensă. Mi-aduc și acum aminte cum vorbesc proastele care n-au intrat niciodată pe un site. Știți? Fă, vezi că tu n-ai intrat, tu nu știi. Știi? Adică în Dragonul Roșu, da, îți cumpăr chinezării, știi, da, de acolo nu-ți cumpăr doar haine, știi, și papuci. Acolo poți să-ți cumperi cu totul la bine, că cagicile care erau la viduceată. Au bițniți, se duceau în Dragonul Roșu. De acolo cumpărau. Așa. Pentru proastele planetei. Vă anunț că există un site, știți? Aici mai să... e AliExpress-ul, știți? Da. Dar pentru că ești prea prost, prea leneș și prea imbecilă. Așa. Hai că te-a născut mata proastă. Și ieftină. Ai impresia că doar chinezii sau nu știu, ăștia din zona asta, Asiei, pun produsele acolo. Păi eu vă aduc, vă specific, că știți așa, că mi-e place să mai spui din când în când și altfel adevărul decât prin pamflet, așa. Dar e bine să spui într-un adevăr într-un pamflet, știi, în care te caci în capul la proastă. Prostia umană s-a născut la oraș. Eu am cumpărat papuci, știți, țitriți, așa, care nu erau făcuți în China. Și produse, da, care să-mi frumos în bucătărie la mine, știți, mai ales alea care sunt style in steel, știți, făcute în Austria. Germania. Așa că nu știați. Pentru că nu știți să căutați, maică. Da. Și există și produse italiene. Italienești. Da, câteva oameni s-au gândit să le pun acolo. Da. E un site de shopping. Nu e un site exclusiv chinezării. Știți? Dar când ești prost, nu ești degeaba. Da. Și când ești ieftin, ai chetat, cumperi chestii ieftine. Da. Când în momentul în care tu cauți și ceva calitativ, pentru că ce să se strice, uite, de exemplu, la mine mi s-au stricat anumite chestii, nu mai vrei să mai dai banii pe plastic, că mai vrei și tu să mai cumperi calitativ, știi, așa? Te mai gândești, da, dacă ești proastă, îngălată și nenorocită, că te-a făcut măta, și poate că măta nu te-a făcut așa, dar așa ai devenit tu, că facem bănuții, știți, noi la studio, așa, tot e calitativ, vezi că le cumperi din Dragonul Roșu, decorațiunile tot din Dragonul Roșu. Alea sunt chinezării. Te-a zis Dragonul Roșu, a chinezărie. Înțelegi? Da. Dacă te duci la magazinul așa și magazin de mobilă, făcută aici, nu e chinezărie și nici de aici, vedeți. E european acela. Știți? Da. Și pe site-ul ăla există și europeni. Da. Nu este IKEA, dar asta e. Găsești altele. La fel de ieftine. Poate chiar mai bune calitativ. Da? Da, cea mai proastă chestie este că se termină această țigară foarte repede. Am făcut și evaluarea acestor țigări. Acestor mâna. Da? Băi, la proste. Cu plăcere, dragii mei. Și altă dată. Dar asta este. Atât pentru astăzi. În 5 minute am cuprins toată prostia din țară. Știți că voi nu știți că v-ați născut proști. Există o grămadă de chestii calitative. Așa cum o să le găsiți și pe... Același lucru care îl găsiți și pe faimosul site whatever, la European. Se la drept. Am fost și uitat. Așa se găsește și pe AliExpress. Da, pentru că prostia voastră este foarte mare. Ignoranța. Nedorința. Deci, nedorința
de cunoaște, știi, că trebuie să te implici, că trebuie să te implici, să știi să cauți, știi, că dacă nu știi ce să cauți și nu știi ce vrei, este cea mai mare, cea mai mare molimă, da, a unui om este să nu știi ce vrei, cum vrei, mă uit doar, da, asta în căutare în timp, așa știi că te înveți, de unde ai atâta timp practic, din prost privindu-vă pe voi, bă, cât de proaste sunteți. Adică, bă, n-ai cum să fii mai proastă de atât. Să sperăm într-o zi că o să se gândească și românii noștri să pună, să-și pună produsele acolo, să faci frumos un magazin. La fel cum și există tone de, așa cum există o grămadă de firme care aduc produsele, le iau într-o cantitate foarte mare de pe site-ul AliExpress sau de pe Alibaba, da, în cantitate mai mare și le vând la noi, da, cu o descriere whatever și tu ai impresia că sunt produse europene. Nu, tătică, sunt chinezării. Da. Produsele calitative și asta din cauza că vine cu transportul mai rapid, vai, și nu vine cu poștă. Că vă, Elene. Da. Vezi că din Europa se vine foarte bine și cu DHL-ul, se vine și cu alte produse, da, nu este obligatoriu. Să urmă dacă vrei un produs de marcă. Da. Dacă vrei un produs care să conteze, care să țină, da, îți cumperi, înveți în timp materialele care sunt rezistente. Înveți în timp, înveți în timp din experiența ta, știi, din experiența altora. Te uiți cum arată, cam ce se întâmplă. Exact ca și țevile, știți? Da. Dacă ești ieftinache, îți cumperi, îți pui țevi în casă, știți, vă rădeți. Îți o pui din plastic, dacă ești mai șmecher, cumperi și tu alte materiale. Și nu mai trebuie să le schimb la 10 ani. Asta dacă sunt drăguță. Așa. Asta sunt din experiență, știi? Tânex, pă, că de-aia e, mă, bă, nene, că de-aia unii bărbați sunt deștepți și alții sunt proști, debate, așa. Ce înveți din prim? Că tot eftinești și ce faci? Mai muncești puțin. Ai, că mai ai ce să faci. Că ce să facem? Trebuie să avem ce faci. Lasă că și bărbații, ca și femeile, trebuie să aibă ce să fac. Nu-și ușurează munca. Nu-și ușurează ce au ele de zi cu zi, ce fac ele de zi cu zi. Nu, 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 nu. Să ne auzim de bine, băi, România. Țin tu practic. Bă, ține de inteligență, știi. Aseară l-am ascultat pe Ilicianu și a zis că cu cât încep să te rablăgești mai mult, știi, și încep să uiți, cu atât devii mai inteligent. Da. Pentru că există niște, dacă îți formezi o rutină, așa, știi, e mai ok. Adică ești mult mai inteligent, cumperi lucruri mult mai smart și nu mai pierzi banii, baiurea, pe căcaturi și pe tare. Dar pentru că noi suntem proști, ne ducem în Dragonul Roșu. Vezi că în Dragonul Roșu trebuie ca să-ți cumperi chestiuni de sushi. De, nu știu. Mai cumpă chestii de care se fac mâncare. Ingrediente, pentru mâncare chinezească. Coreană, știi? Da, noi de-aia ne ducem în Dragonul Roșu, știți? Da. Că eu am în casă un specimen care mănâncă mâncare coreană și când avem bani de restaurantul ăsta, ce mai facem și acasă chestii, știi? Da. Și trebuie să cumpărăm și le facem, să le gătim, că ne place. Ce să facem? Asta e viața. Inteligență pură, Via Carpatin. Haidem să ne auzim de bine și mâine și poimâine, de rău sau de loc, acum nu depinde cum. Cum vă sculați în ziua aia, știți? Că e pe sculare, știi? Ea e că vă nu mai treziți, vă sculați. E cu scularea. Aia, la sculare toți sunteți ok, adică toți.